În plină pandemie, un oraș din România nu are spital și nu este un lucru care se întâmplă de o zi, de ori de două zile. De mai bine de un deceniu, localnicii din orașul Bălcești, județul Vâlcea, nu mai au o unitate sanitară în care să fie îngrijiți. Iar cei care au nevoie de consultul unui medic specialist sunt nevoiți să meargă 50 de kilometri până la cel mai apropiat spital. Oamenii nu mai au speranțe și spun că numai Dumnezeu îi poate apăra în cazul în care orașul lor ar deveni un focar de coronavirus. În inima orașului Vâlcean Bălcești nu ai voie să te îmbolnăvești. Corpurile de clădire ale fostului spital nu îți atrag cu nimic atenția, iar acele câteva ferestre deschise te-ar face să crezi că cineva caută să aerisească încăperile. Dar când te apropii, te întâmpină pustiul. Deși 50.000 de oameni din Bălcești și comunele învecinate ar fi venit aici pentru a primi îngrijiri medicale, de aproape un deceniu spitalul a rămas cu ușile ferecate. În aceste condiții, oamenii sunt nevoiți să bată 10 de kilometri sau să se trateze în cabinete private. Lipsa unui spital în oraș îi pune la grele încercări pe localnici. Sunt nevoiți să călătorească cel puțin 45 de minute cu mașina în cazul unei urgențe. Este nevoie mare de un spital în zona de sud a județului Vâlcea, în special că noi suntem la o distanță de aproximativ 50 de kilometri de cel mai apropiat spital Drăgășan și la 100 de kilometri de Vâlcea. De la apariția coronavirusului în țara noastră, oamenii sunt și mai îngrijorați. Un posibil focar ar fi o catastrofă. Majoritatea oamenilor trebuie să se ducă la Drăgășani, la Craiova. Sunt oameni bătrâni care nu au posibilitatea să se ducă. Deci este foarte greu. Ce ar însemna pentru dumneavoastră acum să izbucnească o criză de coronavirus aici în Bălcești, fără niciun spital în apropiere? Un dezastru. După ce că și așa țara e lovită, mai ales în satele ăștia cu oameni bătrâni și cu asta, ar fi un dezastru. Anul trecut a apărut și prima speranță pentru oraș. Consiliul local a alocat sumele necesare întocmirii documentațiilor de avizare a lucrărilor. 2.280.000 am pus la dispoziția primăriei și anul acesta am dat ultima parte din bani. Din informațiile pe care le am, documentația este la Ministerul Sănătății. Valoarea investiției necesare pentru reluarea activității în spital se ridică la 2 milioane de euro.